Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou mesaj al Îngerilor pentru luna iunie 2019, pentru zodia Gemeni și pentru cei care au ascendentul în această zodie. Persoanele care urmăresc acest video și încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube, le invit să se aboneze pentru a fi la curent cu următoarele videouri pe care le voi posta. Nu uitați să-mi dați un like, m-ar ajuta foarte mult pentru creșterea acestui canal. Nu uitați și, dacă doriți, să dați un share pe rețelele de socializare pentru a vedea și alte persoane ce mesaj au să le transmită îngerii pentru această lună. Prima carte a îngerilor este Isaia. Cea de-a doua carte pentru voi este Copil. Frumos, pentru persoanele, mai ales pentru acele persoane care își doresc un copil. Cartea Arhanghelului Mihail, lucrul cu energie vindecătoare. Și voi extrage și o carte din talismanele succesului. Prima carte a îngerilor, Isaia, este timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Eu te veghez, te călăuzesc și te protejez pe cursul acestor schimbări. Dragii mei, se pare că mulți dintre voi în această lună pot auzi despre nașterea unui copil sau, dacă dumneavoastră sunteți persoana care vă doriți foarte mult un copil, da, și eu știu, până acum nu ați rămas însărcinată, se pare că în această lună veți avea această surpriză plăcută. Însă, persoanele care nu își doresc copii ar trebui să se protejeze, să fie mai atente în această lună, deoarece se pare că pentru voi va fi o lună foarte fertilă. Următoarea carte a îngerilor, Copil, îngrijește-i profund pe copii și ei sunt gata să răspundă iubirii tale. Toți copiii, inclusiv propriul copil interior, adică dumneavoastră, au nevoie de iubire, de afecțiune și de mai multă atenție. Noi îți putem curăța și deschide inima și îți putem aranja programul zilnic, astfel încât să le poți acorda mai mult timp și mai multă energie copiilor care au nevoie de tine. Această carte înseamnă că un copil influențează un anumit aspect al acestei probleme. Poate fi propriul copil, dorința de a avea un copil, un membru de familie tânăr sau munca ta prezentă sau munca ta viitoare, implică ajutarea copiilor. Misiunea ta personală în această viață implică ajutarea copiilor. Fii un copil mai bun, mai ascultător, acordă atenție propriului copil interior. Te poți gândi la o sarcină, la nașterea sau la adoptarea unui copil. Următoarea carte, cartea Arhanghelului Mihail, lucrul cu energie vindecătoare. Luați măsură pentru creșterea energiei și vitalității. De exemplu, faceți exerciții fizice, hrăniți-vă sănătos. Urmați un curs de vindecare energetică. Misiunea dumneavoastră personală implică lucrul cu energie vindecătoare. S-ar putea unii dintre voi să își descopere în această lună unele puteri nebănuite. Și ultima carte din talismanele succesului, Desăvârșire, Trifoiul.
Trifoiul este un talisman al negocierilor încheiate cu succes. Protejează familia și întărește relațiile între oameni. Simbolizează noroc la jocuri de noroc, pariuri, noroc divin, noroc neașteptat. Da, lucruri frumoase, lucruri neașteptate care se vor întâmpla în această lună, care vor avea loc în această lună în viața dumneavoastră. Acesta a fost mesajul îngerilor, dragii mei, pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la un nou clip. Pe curând!